povesteam eu despre cum am descoperit lumea calculatoarelor, despre cum am avut primul contact cu un calculator și despre cum am obținut promisiunea de a mi se cumpăra unul cât mai curând posibil. Ei bine, astăzi vă voi arăta primul meu calculator. Este vorba de un HC91, un calculator produs de firma ICE Felix. Nu știu dacă se vede aici, e destul de șters HC91. Este un calculator ZX Spectrum, un calculator cu procesor nu foarte puternic, de fapt, cred că și un ceas are procesor mai puternic decât el în ziua de azi. Un calculator cu 32 de kilobytes de memorie RAM. Avea de asemenea, ia să arăt eu așa la cameră, în primul rând ieșirea pentru televizor. Avea și o mufă de ieșire video, dar n-am avut niciodată un monitor la așa ceva și n-am folosit niciodată. Mufa de alimentare a lui, mufa pentru joystick și aici chiar am avut și joystick și joypad și le-am folosit din greu. La un moment dat știu că pusesem două joystick-uri, dar nu mai știu cum reușisem. Și o extensie pentru unitate de disc, până să apucăm să cumpărăm și unitate de discuri. Tehnologia a evoluat și am ajuns să am primul 486 de care vă voi vorbi mâine, care deja avea unitate de floppy disk, avea deja hard disk, deja era mult evoluat. Și mufa de intrare date, de fapt mufa de casetofon, mufa prin care dintr-un casetofon se încărcau jocurile sau puteai înregistra pe casetofon programele, le puteai salva pur și simplu prin tot în această mufă. Dădeai salvare, dădeai record la casetofon și înregistrai programul. Programele erau pe casete video. Am de asemenea, după ce a venit de la țară și l-am curățat un pic de praf și de mizeria din magazie, l-am tunat un pic, i-am pus un sticker cu haotic ro și am modificat puțin tastele, fiind vorba de o campanie Blogger Initiative pentru AZERTY ro, am considerat că merge să modificăm puțin poziția tastelor și avem AZERTY pur și simplu pe tastatură. Cam acesta este primul meu calculator. Este un calculator de care mă leagă multe amintiri. Este un calculator care, sincer, și acum l-aș folosi nu pentru a face ceva pe el, pentru că nu prea pot să mai faci ceva cu asemenea calculator, și pur și simplu mi-aș dori din când în când să-mi invit vechi prieteni să jucăm astfel de jocuri și să ne depănăm amintiri. O bere bună și un astfel de calculator cred că creează o atmosferă deosebită. Cam asta este prezentarea primului calculator. În zilele următoare veți afla care a fost primul meu PC și cum a evoluat acest PC până la calculatoarele din ziua de azi. Este vorba de o campanie Blogger Initiative pentru AZERTY ro. Vă mulțumesc!